Bună seara! A fost odată ca niciodată... Vă rog să mă scuzați. Nu este o poveste pentru copii. Este o poveste pentru oameni mari și deopotrivă pentru cei mici. Povestea sună cam așa. A fost odată acum vreo 240 de ani un meșter care s-a gândit să creeze o vioară. În timp această vioară a ajuns pe mâini diferite. Până când, undeva, în România, a ajuns această vioară în mâna unei violoniste de renume. Despre cine este vorba și cum a ajuns această vioară, o să vedem în interviul care urmează. Așadar, o nouă ediție de CoolArt, interesantă, plină de lucruri frumoase. Bună seara, dragi prieteni, o nouă ediție de CoolArt. Eu sunt Ștefan Apostol și în această seară suntem într-un loc plin de muzică și plin de istorie. Dacă vă aduceți aminte de sloganul "Dați un leu pentru Ateneu", aici suntem. Suntem în salonul oficial și trebuie să recunosc că e impresionant ca și construcție. Dar nu despre asta vrem să vorbim. Vrem să vorbim despre muzică. Vrem să vorbim despre oameni frumoși, vrem să vorbim despre talent, despre ce înseamnă pasiune și ce înseamnă dedicație. Iar în seara asta, ca și invitat, o să o las pe invitata mea să se prezinte singură, iar eu am să-i adresez o simplă întrebare, așa cum fac de obicei. Cine ești? De unde vii? Și ce faci? Mă numesc Natalia Pancec. Sunt violonistă, cum se vede. Sunt din București, dar cu origini în Ardeal. Am venit în 90, dar din partea aia sunt. Am venit în 90 din București, dar da, din Cluj, Sibiu, cu bunicii în Maramureș, deci tot... Toate rudele sunt de acolo. Nu chiar toate. Partea mamei. Culmea este că și eu sunt ardelean. Adică, vezi? Nimic nu e întâmplător. Da. Hai să mergem. Când ți-ai descoperit, Natalia, pasiunea către muzică și implicit pasiunea către acest instrument, care este un instrument superb din punctul meu de vedere? Vorbim de vioară. Când ți-ai descoperit pasiunea? Pasiunea a venit pe parcurs, adică la început, cum se începe vioara, studiul viorii, în clasa 1, unii și mai devreme, părinții m-au dat la școala de muzică, eu, fată conștiincioasă, cum nu prea mai sunt copii în ziua de azi și e foarte greu să-i atragi spre vioară, fiindcă e un instrument foarte greu de început. Deci am început studiul viorii, dar fără să am așa o înclinație. Pe parcurs m-am îndrăgostit de sunetul ăsta și mă bucur foarte mult că părinții mei s-au gândit să mă dea la instrumentul ăsta. Să te dea la vioară. Da. Și e o viață foarte frumoasă când ai instrumentul ăsta aproape și când te poți exprima prin el, când... De foarte multe ori evadezi din lumea... Din cotidian. Din cotidian, cântând la vioară. Vreau să te întreb ceva. Ai spus mai devreme că e foarte greu să mai atragi copiii din ziua de astăzi către acest instrument. Și eu știu că este un instrument greu de învățat. Dar de ce crezi că nu sunt atrași? Pentru că e păcat până la urmă. Sunetul la început este nu foarte frumos. Și e foarte greu să ajungi să obții un sunet frumos la vioară. Înțeles. Și intonația este foarte grea, adică înălțimea sunetelor, să știi tu să pui degetele unde trebuie, e o muncă destul de grea până la acest rezultat. Am înțeles. Cam câte ore când erai copil, cam câte ore lucrai la vioară atunci? Au fost etape, au fost... Cred că cam 2-3 ore studiam până în liceu. După aceea în liceu, mai mult, am tot crescut până pe la 8 ore. Da, da, da. Ai făcut liceu de muzică în Ardeal, la Cluj? Nu. Am venit de mult, am zis, din 90 da, da. Sunt în București, deci din clasa a 5-a. Am înțeles. A, și ai făcut aici școala de muzică, liceu da, pe profil. Da, da, da. Și cum a fost? A fost, adică rezultatul muncii mele a fost și în legătură cu profesorii pe care i-am avut.
înțeles. Adică am avut o perioadă în care studiam, dar nu prea se vedeau rezultate. După aceea am avut norocul să-l întâlnesc pe maestru Podlovski, care ulterior mi-a fost profesor la conservator. Violonist foarte bun și cu foarte multe lucruri pe care a știut să mi le spună în așa fel încât să progresez foarte repede. Este necesar, te întreb acum din prisma profesorului, că tot am vorbit de maestru Podlovski. Crezi că este important să fii și un bun dascăl în afară de a fi profesor? Sigur că da. Sunt foarte mulți foarte buni dascăli care nu sunt violoniști mari, dar au talentul ăsta să-ți transmită cunoștințele lor. Și la fel, violoniști care foarte buni și care eu cred că se bazează foarte mult pe talent și de multe ori spun studenților, fă ca mine. Ceea ce e câteodată, mai când te poate inspira în așa fel și tu ca student înțelegi ce ai de făcut doar din exemplul viu, atunci ai de învățat, dar dacă nu ai inteligența de a prinde secretul, atunci rămâi la același nivel și nu înmagazinezi nimic folositor. Știi de ce te-am întrebat? Pentru că, apropo de ce spuneai tu, noi am învățat anumite lucruri, apropo de copiat și de fă ca mine. În teatru, de exemplu, un dascăl bun și un profesor bun de teatru nu o să spună fă ca mine. O să spună fă cum simți, eu doar te îndrum spre drumul ăla. Mi se pare foarte important și mai ales când vorbim de un instrument care este, așa cum spuneai tu, destul de greu, este foarte important să ți se arate calea și să fie ajutat. Nu să ți se spună, fă ca mine. Pentru că, până la urmă, exact ce vorbeam și cu un alt invitat în emisiune, noi suntem unici și irepetabili. Da, și trebuie să simți, să faci ceea ce simți. Exact. Atunci vei fi crezut. Exact, exact. Hai să mergem puțin mai departe și să te întreb cum a fost perioada de conservator. Când ai simțit tu că locul tău este aici unde suntem noi acum? Pentru că vorbim totuși de una dintre cele mai importante filarmonici din Europa de Est, vorbim de Filarmonica Română, cu foarte multe rezultate. Când ai simțit tu că este locul tău aici? Eu aici am ajuns după ce am terminat conservatorul, deci probabil că în perioada conservatorului s-a adunat așa o admirație pentru locul ăsta și pentru artiștii pe care îi vedeam pe scenă și soliști, dirijori. Iar aici, când am intrat, aveam gânduri de... cumva vedeam ca o staționare până vin alte proiecte spre străinătate. Am înțeles. Adică exista mirajul ăsta. Și pe parcurs mi-am dat seama că e foarte bine. Că chiar dacă sunt tot felul de probleme și de tensiuni, ca peste tot. Da, numai când te uiți la sala aceea. Deci ești la repetiție, te uiți în jur și deja poți să fii fericit. Da, trebuie să le spunem telespectatorilor că noi n-am apucat să intrăm în sala mare pentru că deja erau niște repetiții destul de importante acolo, dar trecând peste acest aspect, mergem mai departe și vreau să te întreb când a fost primul tău concert important în care tu ai performat și care a fost senzația de după? Care a fost sentimentul pe care l-ai avut după ce ai terminat concertul și ai coborât de pe scena Ateneului Român? Dacă mă întreb de Ateneu, a fost un recital... Acum că m-ai întrebat, îmi vine în minte acel recital, fiindcă a fost prima oară când am cântat într-o formație mică, era un trio, și mi-a plăcut extraordinar acustica și m-am simțit extraordinar de bine pe scenă cu un acustic aceea. Din ce an s-a întâmplat asta? Prin 2004, se pare că 2004 a fost.
Eu în 2003 am intrat în filarmonică, uh-huh, și cred că atunci, în perioada de început a... La începuturi. Da. Examenul de intrare în filarmonică a fost greu? Nu mi s-a părut greu. Și... cumva s-ar putea să nici nu-i fi dat foarte mare importanță. A fost îndemnul profesorului meu, Daniel Podlovski, de a intra, ca să am locul meu, da, undeva, și după aceea voi vedea eu ce mai face. Dar ne dându-i așa o mare importanță, probabil că nici n-am avut emoții foarte mari. N-am înțeles. În 2003 se întâmpla acest aspect, da, intrarea la filarmonică. Da. Din 2003 și până acum, câte concerte ai avut? Și cu filarmonica și, să zicem, într-o formulă mai mică, de 3 sau de 2. Câte concerte ai avut până acum? Și care a fost cel mai important concert? Sunt foarte multe concerte în general ale, mm-hmm, mele. Am mai cântat cele în care am cântat solistă cu o filarmonică, astea mi se par cele mai importante. Și în general, solistă cu orchestră, asta mi se pare așa ceva important pentru mine. Uite că putem să vorbim despre... Da, am cântat cu filarmonica din Bacău, de două ori cu cea din Sibiu, tot așa de două ori. Am mai cântat... în Brașov, mai de curând în 2016, cu maestru Nicolae Moldoveanu. Pe care îl salutăm. Da. Pe care trebuie să-l salutăm. Și care a fost cel mai... Nu neapărat să spunem de succes, că toate au fost de succes. Care a fost cel mai drag sufletului tău? Care dintre toate aceste concerte solo, tu și cu filarmonică, ți-a fost cel mai drag? Și de care ai așa niște afinități... Da, e greu de ales. Știu. Nu vrem să fim nici subiectivi, dacă nici să trebuie, supărăm. Cred că la Brașov mi-a plăcut foarte mult și orchestra. Și, da, o orchestră foarte bună la Brașov, corzile, partidele de corzi foarte buni. Și maestru Nicolae Moldoveanu. Da. Așa. Permis să spun parteneriat, nu știu dacă sună corect ce spun eu acum ca parteneriate. Cu cine ai mai concertat? Și nu vorbim de România, că aici au fost destule și o să le mai menționăm. Din afara țării, unde ai cântat prima dată, în afara granițelor României și cu cine? În Japonia am avut în formule mici, de, mm-hmm, chiar și solo. Am avut cu quartet, cu trio, duo. În apropierea Nagasaki, și acolo a fost așa o perioadă în care am avut timp să studiez la vioară și să-mi pregătesc eu concerte, să le învăț. Și foarte față de experiența de orchestră, a fost o perioadă în care n-am mai avut parte de experiența de lucrul cu orchestra, în orchestră, și dezvoltarea mea s-a făcut pe partea solistică mai mult și a fost foarte benefică pe partea asta. Contează. Da. Vreau să te mai întreb altceva. Cum se împarte viața ta de artist complet cu viața ta de mămică? Pentru că trebuie să le spunem celor care se uită la noi că e și ești mămie și mămică și ai doi copilași frumoși pe care îi cunosc și eu și am văzut și felicitări pentru amândoi. Cum este să împarți drumurile astea pe care tu le faci, că sunt destul de multe drumuri pe care voi le faceți cu orchestra și chiar și tu în proiectele pe care le desfășori? Cum împarți viața? Este greu. Dar... când tragi linie, este foarte bine și eu zic că te îmbogățește fiecare aspect. Chiar dacă câteodată te rupi dintr-o parte ca să ajungi în cealaltă, e mai bine să le faci pe toate cât poți de bine, chiar dacă e așa pare să fie un haos, o alergătură, viața. Te-am întrebat pentru că noi ne cunoaștem de ceva vreme și am urmărit la un moment dat perioada în care aveai concerte și care chiar plecai din localitate.
Și de asta te-am și întrebat. Nu plec, încerc să nu plec prea mult. Perioada de Japonie a fost mai lungă și a fost destul de grea pentru familie și cea mică era destul de mică. Dar încerc să le împac pe toate și e mai bine așa decât să renunț la una din ele. Da, nu, i-ar fi păcat să renunț și inclusiv la muzică. Vreau să te întreb acum dacă băiatul îți calcă pe umeri, că fetița deocamdată e încă micuță, dacă băiatul îți calcă pe umeri și dacă îi place ceea ce faci tu sau dacă el s-a gândit să facă altceva în domeniul ăsta sau orice altceva. Da, el a încercat să cânte la... Adică eu am vrut ca el să cânte la vioară, dar n-a prea mers, nu i-a plăcut. Îl văd că admiră ceea ce fac, dar cum am zis, că vioara e foarte grea la început și probabil că trebuie un profesor foarte talentat ca să poată să-i atragă pe copii. Tu te vezi profesor? Te vedea profesor? M-aș vedea profesor, cred că de copii mai mari sau de studenți. Am înțeles. Oamenii un pic cu rațiunea mai formată și care pot înțelege mai bine unele lucruri. Hai să discutăm acum despre proiectele tale. Lăsăm la o parte ceea ce faci cu Filarmonica, pentru că știu că sunt destul de multe proiecte pe care tu le ai, le-ai avut până acum, le ai și le vei avea și de acum încolo. Hai să vorbim puțin despre proiectele tale. Care sunt proiectele tale și unde vrei să ajungi cu ele, de fapt? Proiectele mele și variantele cu care cânt sunt destul de multe. Uh-huh. Unii poate ar spune că sunt prea multe, dar eu simt că fiecare are își aduce beneficiul în formarea mea ca artist mai complet, dacă se poate spune așa, complet, cât se poate. Și îmi place foarte mult să alternez între muzică clasică, cea pe care o cânti de pe partitură, cu muzică mai modernă. Mai modernă sau cum ar fi. Am cântat muzică irlandeză, muzică ucraineană. Eu sunt de origine ucraineană. Sunt ucraineancă, bunicii au venit din Ucraina. Știu că mai e un proiect și mie mi se pare foarte interesant acel proiect, pentru că eu nu știu dacă mai există așa ceva, nu vorbesc doar la noi, ci vorbesc în general. Tu ai un proiect care mi-e place foarte tare, de la muzică clasică la rock. Și vorbim aici de Metallica, AC/DC, trupe de rock grele, da, pe care foarte multă lume le știe și știu și foarte bine muzica lor. Cum se împletesc cele două? Care este efectul asupra celui care vă vede în momentul în care voi, tu și cu partenerul pe care îl ai în acest proiect, care e efectul asupra spectatorului? Odată să prezint un pic despre cu cine cânt. Se numește Emilian Florentin Gheorghe, chitaristul. Salut! Da, el a venit la început spre mine cu propunerea de a cânta Vivaldi, pe care eu cântasem, când dasem anotimpul de Vivaldi la Râmnicu Vâlcea. Am uitat să spun de Râmnicu Vâlcea, un alt loc unde am cântat solistă și cu maestru Totan, pe care îl salut. Așa, deci aveam cumva experiența asta pe Vivaldi, după care mi-a spus că uite că ar fi, m-aș bucura dacă ai putea să cânt și rock și să combinăm cele două. Acum, ca efect al proiectului. Noi am cântat de foarte multe ori în cluburi sau în cafenele. Și în locurile de genul ăsta, surpriza e mai mult dinspre Vivaldi. Culme. Da, adică omul se vine acolo, știe aproximativ despre ce este vorba și eu cred că este surprins mai mult să audă Vivaldi în acele locuri.
Și de obicei noi alternăm între rock și Vivaldi. Da, te-am și întrebat. Și văd aproape de fiecare dată așa un zâmbet când trecem din una în alta, fiindcă e un contrast foarte mare. Păi este, dacă treci de la Metallica, da, de exemplu, Nothing Else Matters, la Vivaldi, toamna, deja vorbești de două lucruri total diferite, da, și ca nuanță și ca sunet și ca tot. Da. De asta spun că mi se pare foarte interesant proiectul ăsta și de-aia am și vrut să-l menționăm. Pentru că merită și eu nu știu dacă mai există așa ceva în momentul ăsta la nivel internațional, un proiect de genul ăsta, și chiar mă bucur dacă e ideea voastră. Mai sunt artiști care de muzică clasică care cântă, preiau piese rock, dar combinația asta n-am mai văzut-o nici eu. De asta spun că așa știu și eu, sunt doi violonceliști celebri, da, care fac chestia asta, dar numai preiau muzica rock sau anumite piese populare de moment și le transpun aproximativ în note de muzică clasică, dar e cu totul altceva. În afară de proiectul ăsta pe care l-ai cu Florian, ce proiecte mai ai? Cânt muzică folk cu Dan Vasilescu. Pe care îl salut și cu eu trupa și îl cunoaștem. Da. Și el cumva mi-a făcut prietenia cu el și experiența de a cânta cu el muzica folk a făcut trecerea cumva spre partea asta la altă, fiindcă eu, înainte de asta eram obișnuită să cânt pe partituri. Da, da, da. Lucrul cu el m-a făcut să pot să... Să lași partitura deoparte. Da, să am libertatea de a cânta ce mă inspiră, nu știu, acordurile, muzica. Da, și mai e o treabă acum, apropo de vioară. Dacă cu alte instrumente mai poți să faci improvizație, cu vioară este foarte greu să faci improvizație, că bănuiesc că și asta faci la un moment dat în concertele astea. Da. Și este foarte greu să faci improvizație pe vioară față de alte instrumente, la care poate e un pic mai ușor. Nu spun că este ușor, poate e un pic mai ușor. Da. Și de asta este într-adevăr excepțional ceea ce face și chiar mă bucur pentru proiectul ăsta și vă doresc să aveți cât mai multe astfel de concerte. În afară de concertul de muzică folk? Proiectul de folk. Da, am avut și ne mai întâlnim din când în când și mai avem câte un concert cu Shannon Chailey Band. O trupă de muzică irlandeză. Și da, și unde am partea violonistică e solicitantă. Da, este. Și plus că trebuie să ai o anumită prezență scenică în care... Și o anumită stare și să fii acolo. Bine, peste tot trebuie să fii acolo, dar mai ales aici pentru că este și foarte alertă muzica. Da. Și într-adevăr este un pic mai... Și mi-a plăcut foarte mult să cânt cu ei. Mm-hmm. Și unde cântați cu ei? Tot așa prin cluburi? Da, am mai avut când erau zilele St. Patrick's Day, cu Ziua Irlandei, pe scenă, cântam. Da. Și cu dansatori, a mai fost și proiectul dansatorii în care se adăugau și dansatorii, o școală de dans irlandez și e și mai impresionant. Poate, cine știe, poate o să ajungem să auzim că tu, Natalia, vei cânta cu celebrii irlandezi care se duc prin toată lumea și fac concerte de astfel de muzică. Sunt sigură că sunt foarte mulți violoniști care sunt specializați. N-ai de unde să știi. Și astea sunt cam toate proiectele voastre? Adică ale tale în momentul ăsta? E ansamblul Zorea în care am cântat și care sper să mai putem să mai cântăm de muzică ucraineană și în care am și dansat la un moment dat în alte timpuri. Deci înseamnă că în afară de violonist e și foarte bună dansatoare. Așa, un pic. De distracție. Da. Vreau să le spun, vreau să povestesc așa pe scurt telespectatorilor, nu știu, un moment în care, fiind amândoi invitați la o lansare de carte, dacă ți-aduce aminte, noi doi am făcut și am fost și atunci, și spun și acum la fel cum ți-am spus și atunci, am fost onorat de acest lucru. Am avut un moment artistic, un moment poetic, muzical, în care noi nu repetasem absolut nimic, nu vorbisem foarte mult înainte despre că vorbeam de improvizație. Exact, vorbeam de improvizație și n-am făcut foarte multe, nici măcar n-am făcut repetiție, dacă mi-aduc aminte. Și tot atunci mi-ai spus tu, la final, că a fost foarte greu ce am făcut noi
pentru că este foarte greu să-ți dozezi sunetele pe vioară, de așa natură încât să nu fie acoperit. Și a fost, din punctul meu de vedere, a fost un moment fabulos și eu îți mulțumesc încă o dată pentru faptul că am reușit să facem acel lucru împreună. Și eu m-am bucurat foarte mult de momentul acela. Da, și toată lumea care a fost acolo ne-a spus că toată lumea credea că nu i-am repetat. Ceea ce nu a fost adevărat absolut deloc. Acum o spunem încă o dată ca să se știe că noi n-am repetat deloc atunci. Vreau să te mai întreb ceva. Cu Filarmonica, care sunt următoarele voastre concerte aici în București, de exemplu, și dacă cumva în perioada asta veți pleca și în turnee pe undeva, prin țară sau în afara țării? În perioada următoare nu. Se anunță niște turnee, dar un pic mai în viitorul, mai îndepărtat. Avem concerte joi și vineri de la 7, în mod normal. Mai sunt unele excepții, dar asta e programul Filarmonicii. Eu acum de câteva luni din iunie, iunie a fost un concurs în care... Da, chiar am vrut să te întreb și de concurs, că auzisem ceva de el. Da. Rămânând într-o lipsă de șef de partid de la Filarmonică, s-a organizat un concurs pentru un post interimar, pentru că posturile sunt blocate și nu se putea face... Am înțeles. Să nu se dea titularizare. Da. Și am luat eu postul. A fost un concurs în cadrul partidei. Felicitări. M-am bucurat foarte mult să iau acel concurs. Cu alte concurs. Cuvinte, ești prima violonistă. Da, din partida de vioară întâi. Acum vin foarte mulți concertmaestri invitați, și dar oricum mă puteți vedea în primul rând la Filarmonică. Mă bucur foarte mult că mi s-a acordat o vioară foarte bună, foarte veche. Mi chiar s-a dat cât de într-un veche mod. E vioara pe care cânți acum? Are 240 de ani. Da? Dacă nu greșesc, eventual un pic mai mult. E un Stradivarius? Sau... Nu, e o copie Galliano făcută de Vinacea. Am înțeles. Superb. Da. Iată foarte, că, foarte bună vioara și mă bucur foarte mult da. Că am bucuria de a cânta pe ea. Și... Este într-adevăr o realizare până la urmă și faptul că ai muncit atâția ani de zile, iată că acum, în momentul ăsta, putem spune că ești prima violonistă la Filarmonică, la partida de vioară întâi, și că ai ajuns să cânți pe o vioară de 240 de ani, aproximativ. Ce zic eu că este o realizare foarte importantă. Bine, nu trebuie să ne oprim aici. Vreau să te rog acum, pe final, făcând abstracție de mine, fără să te uiți la mine, sau să te rog să te uiți la prietenii noștri care se uită la noi, să le transmiți un mesaj și în același timp un răspuns la o simplă întrebare. De ce trebuie să vină lumea la concert? M-aș bucura foarte mult să vină mai mulți oameni la concerte, la Ateneu, pentru că e o ocazie de a ieși din cotidian, de a te îmbogăți, de a avea ocazia să cunoști oameni deosebiți, muzicieni deosebiți, de talie internațională. Și mi-ar plăcea foarte mult ca mai mulți oameni să aibă ocazia asta de a avea contact cu această lume. Cam asta era și dorința mea. Să aibă contact cei care se uită la emisiunea noastră cu voi, cu tine și cu muzica pe care voi o faceți aici, într-o clădire plină de istorie. Eu îți mulțumesc foarte mult pentru interviu. Știu că ești pe fugă, ca să spun așa, că aveți foarte multe repetiții în perioada asta. Îți urez mult succes în continuare. Să-ți ajute Dumnezeu să faci cât mai multe lucruri din ce ți-ai propus și ce ți-ai dorit. Și să ne vedem poate la anul, când o să te văd cântând pe scenă alături de alți oameni importanți față de cei cu care ai cântat până acum. Mulțumesc mult! Îți mulțumesc și eu! Mă bucur! Dacă povestea Nataliei Pacenc v-a ținut în fața ecranelor,
Să sperăm că și partea a doua a emisiunii noastre vă va ține la fel. Noi luăm o scurtă pauză, revenim și povestim.